Așa arăta scena de cale ferată după ce inundațiile din iulie 2014 au distrus terasamentul. Atunci, trenul personal care făcea legătura între Pitești și Curtea de Argeș și care aparținea firmei Regiotrans a deraiat între Borlești și Dobrogostea, în comuna Merișani. 4 persoane au fost rănite și transportate cu salvările la Spitalul Județean de Urgență din Pitești. Practic, viitura puternică provocată de precipitațiile de peste 100 de litri pe metrul pătrat, căzute în 30 de minute, au măturat terasamentul în 2 porțiuni, ambele de aproximativ 50 de metri, iar garnitura feroviară, rămasă în aer doar pe șine, a deraiat. În urma ploilor abundente din zona, s-a format o viitură la kilometrul 120 plus 850, a spart terasamentul căii ferate și a distrus infrastructura căii ferate pe o suprafață de aproximativ 15 metri, dând voie la apă să treacă. 4 persoane au fost grav rănite, aveau multiple fracturi, între ele și Manole Damu, un bărbat de 60 de ani din Vaslui, care mergea la muncă într-o comună din nordul județului Argeș. A trăit cel mai dramatic moment al vieții lui. M-am pomenit să-l tadă în sus după scaun, scaunul fiind de lemn, tare. M-am dus odată în sus, am venit înapoi pe scaun, m-am dus și a doua oară, am venit înapoi pe scaun, m-am dus și a treia oară, am venit înapoi pe scaun și atunci mi s-a tasat coloana. Și am rămas, ca în urma ăștia am fost operat. A căzut grătarele pe noi, am trei clipe de groază. După incident, omul a stat în spital 21 de zile, a făcut operație la coloana vertebrală, iar în total a avut nevoie de 70 de zile de tratament. Spune că a ajuns din om neom, are familie și o pensie de 600 de lei din care nu se poate descurca. Acum nu mai poate munci, așa că s-a hotărât să ceară despăgubiri de la firma căreia îi aparține trenul deraiat și spune că a intentat proces la judecătoria Vaslui. Eu ce fac? Eu nu mai mă pot hrăni, eu sunt în stare de șoc în tot timpul. Din luna august însă tot cere autorităților o hârtie din care să reiasă doar simplul fapt că accidentul a avut loc. Singura soluție va fi procesul verbal de la poliție. Orice persoană care dorește să adreseze o petiție o poate face la sediul Serviciului Județean de Poliție Transporturi. Urmarea primirii petiției, aceasta va fi repartizată unui lucrător, iar în termenul legal, petentul va primi un răspuns. Fără posibilitatea de a munci ca să mai facă un ban, Manole Damu e navetist la propriu, între Vaslui și Argeș, pentru a completa dosarul de daune. Ca să se poată întreține, vrea despăgubiri de 50.000 de lei.